Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și haideți să terminăm acest cățeluș. După cum vedeți, eu am cusut deja prima urechiușă. Am numărat de la primul rând, de fapt de la ultimul, să spunem așa, un număr de 10 rânduri. Și în corespondența celui de-al 10-lea rând am fixat partea din spate a urechiușii. Am cusut deja prima, am lăsat o distanță de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri între o urechiușă și cealaltă și acum le vom coase. Vom coase urechiușile. Vom introduce un pic acest colțișor de ureche. Îl vom introduce în interior, pentru că, așa cum știți, fiecare rasă de cățel are caracteristicile rasei respective. Pentru Chihuahua, urechiușele sunt un pic aranjate în modul acesta, un pic înăuntru. De aceea, voi coase acum cea de-a doua urechiușă. Am fixat mai întâi cu bolduri, ca să fiu sigură că sunt în locul exact și după cum vedeți, încet, încet voi coase urechea de căpușorul cățelului. Va trebui să avem un pic de răbdare și aici. Tutorialele au fost multe, au fost lungi, pentru că eu am vrut să fac totul pe înțelesul doamnelor începătoare și poate pentru multe dintre dumneavoastră aceasta poate fi prima jucărie pe care o lucrați. Și în afară de aceasta am avut un pic de probleme și cu internetul și de aceea la un moment dat mi s-a oprit camera, a trebuit să reiau filmările. Nu am fost mulțumită de ceea ce s-a întâmplat, pentru că a trebuit să încarc două tutoriale foarte scurte pentru a completa tutorialul cu numărul 4 și nu am reușit în niciun mod în care am încercat să le unesc cap la cap, să fac un unic tutorial. De aceea, haideți să terminăm acest cățeluș care mi-a dat un pic de bătăi de cap, dar în același timp sunt foarte mulțumită că am reușit să lucrez. Este primul Chihuahua, este exact tutorialul pe care doamna Lenuța Jurablea l-a dorit. Cățelușul pe care l-ați văzut în fotografie, în acea fotografie pe care mi-ați trimis-o, nu corespunde tutorialului. Este un alt cățeluș pe care doamna l-a prezentat. Tutorialul pe care ea l-a făcut și eu l-am tradus, pentru că am spus că l-am tradus, nu mi aparține, este exact acesta pe care îl vedeți acum. Deci încet, încet atașez urechile, cea de-a doua ureche la căpușorul cățelușului. În felul acesta vom încheia și acest tutorial. Eu sper foarte mult
Să vă placă, sper foarte mult să fiți mulțumite, chiar dacă au fost câteva neplăceri pe parcursul filmărilor. Pare foarte rău, dar aceasta este situația. A durat mult, așa cum vă spuneam, pentru că eu pot lucra doar noaptea. Dacă vedeți ceasul, acum este 4 fără un sfert dimineața la mine. Ziua nu pot lucra pentru că trebuie să mă ocup de doamna pentru care lucrez și cu sinceritate vă spun că am nevoie de acest serviciu pentru a putea să-mi fac tratamentele de care am nevoie. Aș dori foarte mult ca dumneavoastră să înțelegeți sacrificiile pe care le fac pentru a duce mai departe acest canal de YouTube. Și pentru mine este foarte greu, ținând cont de faptul că sunt și probleme mari de sănătate și lucrez și apoi nici timpul nu mă ajută. Este o căldură insuportabilă și aici. Știu că și acasă este foarte cald. Știu că suferiți și dumneavoastră. Mă gândesc de foarte multe ori la doamnele care au grădină, au lucru la câmp, în ce fel reușesc să ducă mai departe treburile zilnice. Uitați-vă am ajuns și la capătul acestei părți a lucrării. Acum eu voi ascunde firul undeva, voi perde undeva de desubt și voi continua a aplica celelalte părți. Între un colț de ureche și celălalt este un număr de patru ochiuri diferență. Vă spun aceasta pentru a ști și dumneavoastră. Așa cum vă spuneam, chiar dacă durează un pic, vom încheia și acest tutorial. Sper că îl vom încheia cu brio. Am plasat urechiușele, acum voi scurta firul de aici și mă voi ocupa de botișor. Voi pune firul maro și voi coase botișorul. La început mă gândeam să-l lipesc, dar cred că este mult mai corect să-l cos, pentru că în felul acesta este mai ușor și pentru dumneavoastră să înțelegeți ceea ce lucrez. Așa cum vă spuneam, de obicei vocea mea are un ton foarte, foarte jos, însă în timpul filmărilor vorbesc și mai încet, deoarece nu vreau să trezesc bătrâna, pentru că după aceea începe să mă cheme, să mă strige și foarte mult aș dori să reușesc să termin acest tutorial în această dimineață. Acum vom pune botișorul aici, exact pe vârf și îl voi coase încet, încet. Jur împrejur, voi prinde. Cam în corespondența fiecărui ochi.
atașăm imediat. Durează mult. Aș dori foarte mult, doamnele care, mai ales doamnele care fac parte din grupul de Facebook, dacă ar fi atât de amabile și de binevoitoare să se înscrie pe canalul de YouTube, pentru că, așa cum am spus întotdeauna, nu costă nimic. Și puteți viziona un tutorial ori de câte ori doriți pentru a reuși să vă scrieți pas cu pas tot ceea ce eu lucrez. Eu fac aceste tutoriale cu mare plăcere, vedeți, oricum sunt lucrări destul de complexe, lucrări destul de dificile. Foarte puține dintre lucrările mele sunt simple. Am vrut întotdeauna să lucrez ceea ce nu lucrează alte doamne, să aveți pe acest canal de YouTube ceea ce nu găsiți pe alte canale. Și aș dori foarte mult dacă, prin bunăvoința dumneavoastră și prin respectul în funcție de cum considerați dumneavoastră, prin respectul de care credeți că dăm dovadă, să vă abonați pe canalul de YouTube. Să știți că sunt doamne și din alte țări care mă urmăresc, așa cum am spus și altă dată, sunt doamne din Anglia, doamne din America, din Tunisia. Chiar dacă nu sunt românce, toate din ele, am doamne din Brazilia care mă urmăresc, doamne din Franța, din Portugalia, deci cumva am reușit să atrag privirile și afară prin ceea ce lucrez. Sucul. Acum voi încerca să pierd firul undeva. Uitați-vă. Se prezintă frumos. Voi ieși undeva de desubt cu acest fir pentru a-i da stabilitate. În felul acesta, dacă nu ar fi culoarea albă, acest căpușor pare căpușorul unei vulpi. Dar știm foarte bine că este un cățeluș. Așa, acum voi tăia firul de aici, voi continua. Între timp eu am pregătit codița. Am umplut-o cu melană, dar înainte de aceasta voi fixa ochișorii. Ochișorii voi lipi
piciul lichid. Vom căuta o poziție exactă. Vom prinde ca punct de reper urechiușa și coborâm în jos de la ureche 1, 2, 3, 4, 5. Pe cel de-al șaselea rând va fi partea de sus a ochiului. Vom face modul în care să lipim acești ochișori în mod egal. Sper să nu murdăresc fața de masă. Aici mileul. Deci aici voi atașa primul ochișor, după cum vedeți, rândul numărul 1, 2, 3, 4, 5, în corespondența celui de-al șaselea rând, este partea de deasupra. Acum îl voi atașa pe cel de-al doilea, în modul în care să fie simetric. Deci 2, 4, 5, 5, 5 ochiuri între un ochi și celălalt. Sper că este drept. Se vede bine. Până când se usucă bine ochișorii, eu voi atașa codița. După cum vedeți, am umplut-o deja cu melană. O vom coase. Avem nevoie de aceste ace pentru lucrat lână. Cusut lână, mai bine zis. Intră. Vrea să intre. Face un pic de probleme. Acum am reușit. Codița o vom pune aici, unde am început să închidem corpul cățelușului. După cum vedeți, este atât de frumos închis, încât nici nu se observă cusătura. Codița o vom pune în felul acesta, ridicată în sus, în același mod. Voi coase, voi atașa corpului, încet cu pași mici. Să fim atente, să fie exact. Așez mai întâi codița, pentru că după aceea îmi va fi mult mai ușor să pun căpușorul și apoi vom mai avea un lucru de făcut înainte de a atașa căpușorul. Veți vedea despre ce este vorba. Satisfacția mea cea mai mare este că animăluțul nostru
stă în picioare singur, fără să-mi creeze niciun fel de probleme, deci are stabilitate, are echilibru. Am văzut și anumite lucrări în care animalele stăteau în picioare doar pentru că erau aveau în spate ceva de care să fie în spate, așa cum spuneam, ceva care să le ofere stabilitate. Animăluțul nostru, Chihuahua nostru, stă bine în picioare. Pentru mine este faptul, înseamnă că am lucrat corect. Aș dori foarte mult, dacă întâmpinați greutăți, să-mi scrieți la comentariu și apoi eu voi răspunde la întrebările dumneavoastră. Între timp vreau să mulțumesc doamnelor care și până acum au lăsat comentarii pe canalul de YouTube. Pentru mine fiecare comentariu, fiecare like este foarte important. Important în sensul că îmi dă curajul să merg mai departe, să lucrez. Și îmi dau seama că astfel parte dintre dumneavoastră reușiți să apreciați ceea ce eu lucrez. Acum voi scurta și aici firul, după ce ați văzut că l-am lăsat pierdut un pic. Înainte de a atașa căpușorul, așa, acesta este codița. Vom face aici piciorușe, vom crea modul în care să dăm acea impresie de degețele. Am făcut un mic nod, voi intra de aici din mijloc, chiar din cercul magic. Și voi ieși exact pe rândul unde am făcut scăderile. Apoi mă voi întoarce exact în același loc. Voi face o cusătură, să spunem așa, mai rudimentară. Voi strânge un pic felul acesta, apoi voi intra din nou în cercul magic și mă voi întoarce către același rând unde am efectuat scăderile. Face o nouă cusătură, astfel voi da impresia de degețele adevărate ale cățelușului. Vedeți? Strângem un pic și totul apare în mod divers. Voi da un pic de stabilitate acestui fir. Și
din nou voi ieși aici, într-un loc oarecare, și voi pierde firul. În același mod voi proceda și cu cea de-a doua lăbuță. Ia uitați-vă. Felul acesta. Nu este mult, dar după cum vedeți deja aspectul piciorușului se schimbă. Voi intra din nou din mijloc, din corespondența cercului magic. Voi ieși din nou, așa cum vă spuneam, pe rândul unde am făcut scăderile. Mă voi întoarce în jos, în corespondența cercului magic. Voi strânge din nou. A ieșit firul din ac. Sper să reușesc să-l pun repede. Așa, cum voi face cea de-a doua cusătură. Voi ieși din nou de desubt. Și voi pierde firul undeva. Dăm acel aspect de adevărate piciorușe. Uitați-vă, cățelușul meu stă în picioare, indiferent de modul în care îl așez. Aici, în regiunea gâtului, trebuie să pun din nou un pic de melană. La fel veți proceda și dumneavoastră, dacă este nevoie. Veți umple mai bine gâtul. Și acum vom atașa capul. De aici, de la cercul magic, vom coborî în jos 8 rânduri. Deci avem primul, al doilea, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aici ar fi. Să vedem dacă stă bine. Cum se prezintă. Dumneavoastră în cameră nu reușiți să-l vedeți. În cazul în care vi se pare că capul nu stă prea bine, îl veți
cuprinde modul în care acesta să aibă o direcție precisă, exactă, așa, și astfel voi începe din nou să cos și să atașez căpușorul din nou cu acul, cuprinde toate piciorușele. Coase totul de jur împrejur. Fi atentă să-l fixez corect, acesta, pentru că lucrul cel mai important este să fixăm corect capul. Dacă nu l-am pus bine, am lucrat degeaba. Coase în felul acesta. Voi introduce acul o dată de desubt și apoi voi intra în căpușori, fiind atentă în același timp să păstrez linia. Deci, în felul acesta vom atașa căpușorul. La fel veți proceda și dumneavoastră. Doamnele experte știu deja modul în care pot face acest lucru. Vă rog să nu interpretați greșit faptul că nu răspund la mesaje pe Messenger, pentru că, așa cum vă spuneam mai devreme, eu ziua lucrez toată ziua. Vedeți, aceasta este de obicei ora la care eu mă trezesc. De multe ori mă trezesc și la 2 noaptea pentru a reuși să fac lucrările. La 2, la 3, la 3 și jumătate cel târziu sunt deja în picioare, pentru că apoi toată ziua trebuie să mă ocup de bătrâna pe care o am în îngrijire. Și ziua mea de lucru se termină seara, când acasă la dumneavoastră este ora 10, eu abia termin cu ea, apoi, bineînțeles, după aceea reușesc și eu să mă ocup un pic de mine. De obicei, după ora 10 fac dușul, mănânc și apoi pun telefonul pe mut și merg la odihnă, pentru că timpul meu de odihnă este foarte scurt, câteva ore pe noapte. Am încercat să lucrez ziua, însă nu pot, pentru că eu filmez în camera mea, iar bătrâna, dacă nu mă vede, strigă, mă strigă: unde ești? Vino, că am nevoie. Este într-un căricior, ați văzut.
Este și foarte bătrână, are mai bine de 90 de ani și are nevoie de îngrijiri speciale, pentru că dacă nu avea nevoie de îngrijiri speciale, nu aveau nevoie de noi să putem ofri, să le putem da îngrijirea de care au nevoie acasă la ei. Mai ales că sunt persoane foarte, foarte fragile, această etate. Această vârstă, bineînțeles că sunt fragile, nu sunt obișnuite ca bătrânii noștri care lucrează în câmp până la adânci bătrâneți. Voi închide lucrarea. Din nou voi intra cu acul și voi închide aici. Voi pierde firul undeva. Chiar dacă și acest tutorial a durat ceva timp, cel puțin ați putut vedea, mă refer la doamnele începătoare care au nevoie de un pic de ajutor pentru a face anumite lucrări, ați văzut că lucra totul pas cu pas, sperând cât să vă pot fi de ajutor. În felul acesta. Așa. Da. Să știți că eu sunt mulțumită de rezultat. Piciorușele din spate, după cum vedeți, sunt un pic mai îndepărtate. Și aceasta este o caracteristică a cățelușului Chihuahua. Nu știu cum să-l pun, să-l puteți vedea, dar îl pun după ce voi atașa aici și hai să-i punem o fondiță roșie la gât, să fie mai atrăgător, mai frumos. În tutorialul pe care mi l-a trimis doamna Lenuța, cățelușul avea o zgardă roșie. Eu nu o să-i fac zgardă, pentru că urăsc ca animalele să fie legate. Așa, voi face o fondiță aici într-o parte. Am arătat și alte dăți, modul în care putem realiza fondița perfectă. Voi încerca și de această dată să... Așa, voi tăia de aici. Voi încerca și de această dată să fac o fundiță care să stea bine. Auziți câte un sunet suspect este bătrâna mea. Așa, acum voi pune un pic de lipici aici, pe
această parte de condiță. Acesta, voi trece cealaltă parte pe deasupra. Se va părea ceva suspect, ceva, însă felul acesta facem o fundiță care să nu aibă noduri, o fundiță care să fie perfectă. În felul acesta fixez capetele materialului, capetele fundiței. Acum din nou voi pune un pic de lipici aici pe spate. Și voi atașa fundița aici. Eu sper foarte mult să vă placă ceea ce am realizat. Sper foarte mult că veți lăsa un like, un comentariu pentru lucrarea noastră. Voi încerca să îndrept camera în modul în care să-l puteți vedea în totalitate. Acesta este cățelușul nostru, acesta este Chihuahua. Eu sunt Tatiana Andrieș. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, pentru răbdarea dumneavoastră și ne vom întâlni cu un nou tutorial. Eu vă doresc o zi frumoasă tuturor, iar acum voi intra să reușesc să încarc tutorialul pe YouTube, astfel că astăzi dimineață, când vă ridicați din pat, când vă treziți, să îl aveți deja pe canalul de YouTube. Eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere!